Se recomandă amânarea deciziilor importante. Berbec, în prima parte a zilei este posibil să vă simțiți plin de energie și să vă dedicați unor activități care necesită efort fizic. Evitați supra-solicitarea ca să nu aveți probleme cu sănătatea. Taur, vă înțelegeți foarte bine cu cei din jur, atât în familie, cât și la locul de muncă sau în afaceri. Vă puteți face remarcat prin idei ingenioase și practice. Gemeni, după o perioadă destul de agitată pe mai multe planuri, astăzi sunt șanse mari să vă regăsiți buna dispoziție și optimismul. Nu este exclus să decideți că este momentul să faceți o investiție pentru casă. Rac, sunt favorizate relațiile sentimentale. Este o zi propice pentru a face schimbări în relația cu partenerul de viață. Spre seară nu este exclus să primiți o veste bună din partea unui prieten. Leu, se anunță o călătorie în interes profesional sau de afaceri. Puteți avea un succes deosebit cu condiția să evitați o ceartă cu un coleg sau cu un partener de afaceri. Fecioară, în prima parte a zilei, persoana iubită ar putea să vă dea o veste care vă determină să vă schimbați programul. După amiază este posibil să faceți cunoștință cu o persoană care vă poate ajuta să obțineți un împrumut în condiții avantajoase. Balanță, este posibil să încasați o sumă importantă care vă ajută să vă redresați situația financiară. Ar putea fi vorba despre o moștenire sau despre un împrumut pe care l-ați solicitat cu ceva timp în urmă. Scorpion, pe plan sentimental, totul este de așteptat să meargă bine. Este și o perioadă favorabilă inspirației creatoare și activităților artistice. Nu neglijați persoanele din familie. Săgetător, un prieten v-ar putea propune să vă asociați într-o afacere pe care a demarat-o recent. Nu vă grăbiți să refuzați, pentru că puteți obține beneficii importante. Capricorn, se anunță o zi agitată, dar dispuneți de suficientă energie și reușiți să faceți față cu succes tuturor problemelor. Este posibil să nu fiți foarte mulțumit de situația financiară din această perioadă. Vărsător, parcurgeți o perioadă favorabilă în care puteți să faceți schimbări importante pe plan sentimental și în afaceri. Este posibil să încheiați un contract important pentru viitor. Pești, în prima parte a zilei vă simțiți în formă și plin de energie. Aveți posibilitatea să finalizați o lucrare dificilă și să obțineți beneficii frumoase. Este o zi bună pentru a vă face remarcat în societate. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă! Mulțumim, cred!